Bun, care este diferența dintre o măcelărie dobrogeană de aici de la noi și una moldovenească, cum e asta? Păi, în primul rând, măcelăria moldovenească, după cum bine vezi, are moldoveanca în ea. Ce să zic, am încercat să aduc rețetele tradiționale din Neamț și aici în Constanța, pentru publicul constanțean. Drept dovadă, ți-am arătat mai devreme micii care îi facem, cârnații care sunt făcuți de noi. Încerc să aduc un gust din Moldova și moldovenilor care se regăsesc aici în județ, că sunt în foarte mare parte moldoveni în Constanța. Care este oferta măcelăriei moldovencei? Oferta care noi o avem, în primul rând, carne proaspătă tot timpul, încercăm să aducem carcasă de porc proaspătă, porcul fiind pârlit are același gust ca cel crescut la casă, inclusiv șoricul poate fi mâncat atunci când este tranșat de pe porc. Vita încercăm să aducem tot timpul mânzat, pentru că carnea de mânzat este mult mai bună decât carnea de vită adultă, se pregătește mult mai repede. Puiul la fel, este adus din zonă, este, să zic mai mult, un pui dobrogean, dar la fel, tot din carcasă îl tranșăm în fiecare zi ca să avem o prospețime mult mai multă. Bun, vorbește-mi puțin și despre rețetele pe care voi le oferiți clienților voștri. În special rețetele de cârnați. E o rețetă pe care eu am adus-o de la mine din Neamț, fiind și moldoveancă de altfel, cum bine știi. Se merge foarte mult pre carne proaspătă, cum ți-am mai spus, iar ingredientele sunt naturale. Cimbru, sare, sare mare, nu sare iodată care se găsește în comerț, usturoi, pisăm usturoi natural și gustul, după interviu o să gusti și tu din cârnații care i-am făcut. Bun, ne pregătim acum de Paște și pentru că acest material apare înainte de Paște, aș vrea să ne vorbești puțin despre ceea ce oferiți voi pentru Paște. Am văzut drob, cozonac, spune câteva cuvinte despre acestea. Despre acei fabuloși cozonaci de la Suceava, se cheamă cozonacii bujor, sunt exact ca rețeta din care sunt făcuți cozonacii, exact rețeta tradițională a bunicii, sunt plini de nucă, foarte multă cremă de nucă cu cacao, rahat și stafide. Sunt foarte gustoși, deci dospiți exact ca la bunica acasă. Iar pentru Paște, noi oferim clienților noștri carcasă din miel, mielul între 10 și 12 kg pentru că este cel mai bun. Acum așteptăm clienții să vină să deguste din bunătățile care le punem la dispoziție. Și evident, am văzut că nu lipsește drobul. Evident, nu lipsește și drobul de miel. Mulți clienți deja sunt foarte satisfăcuți de el. Au venit, au degustat, pentru că inițial am fost la degustat să vadă și clientul ceea ce cumpără. Așteptăm săptămâna mare când se fac cumpărăturile finale pentru sărbătorile pascale. Vă prezentăm rețeta proprie de cârnați proaspeți moldovenești, făcută numai din carne de porc, vită proaspătă, ingrediente naturale, fără chimicale, piper, sare, usturoiul, care nu trebuie să lipsească din compoziție, cimbru pentru aromă, piper,